Au început lucrările la Centrul de Informare Turistică din orașul Uricani. Termenul de finalizare a acestuia este sfârșitul anului, însă autoritățile preconizează că va fi gata mai repede. Au început lucrările și la CNIPT, Centrul Național de Informare Turistică, punctul din Uricani. Lucrările se află în grafic. Termenul de execuție este luna noiembrie. Eu cred că lucrările se vor termina mai repede. Și, adică jumătatea lunii decembrie, ăla este termenul maxim de execuție. Eu cred că se vor termina lucrările mai repede și, bineînțeles, să vedem și care sunt efectele și cu siguranță vor fi. Autoritățile din Uricani spun că în ultimii 2 ani numărul turiștilor a crescut cu peste 10% și speră ca odată cu deschiderea Centrului de Informare Turistică numărul acestora să fie mult mai mare.